Bună dimineața! Astăzi vom citi capitolul 14 din Evanghelia după Marcu. Vom afla despre conspirația împotriva Domnului Isus, trădarea lui Iuda, masa pascală, descoperirea trădătorului, despre cina Domnului, despre Ghețimani și arestarea lui Isus. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. Marcu 14. Conspirație împotriva lui Isus. Peste două zile era Paștele și sărbătoarea azimelor. Conducătorii preoților și cărturarii căutau cum să pună mâna pe Isus prin viclenie și să-l omoare. Însă ei ziceau, nu în timpul sărbătorii, ca nu cumva să se facă tulburare în popor. În timp ce el se afla în Betania, șezând la masă în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu parfum de nard pur, foarte scump. Ea a spart vasul de alabastru și a turnat parfumul pe capul lui Isus. Dar unii indignați își ziceau între ei, pentru ce s-a făcut risipa aceasta de parfum? Căci parfumul acesta s-ar fi putut vinde cu peste 300 de dinari, iar banii să fi fost dați săracilor. Și o mustrau pe femeie. Valoarea parfumului depășea plata pentru un an de muncă. Însă Isus a zis, lăsați-o, de ce o necăjiți? Ea a făcut o faptă bună față de mine, căci pe săracii aveți întotdeauna cu voi și puteți să le faceți bine oricând vreți, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte, în vederea pregătirii mele pentru înmormântare. Adevărat vă spun că oriunde va fi proclamată Evanghelia, în toată lumea, se va spune și ce a făcut această femeie, în amintirea ei. Trădarea lui Iuda. Atunci, Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei 12, s-a dus la conducătorii preoților ca să-l dea pe mâna lor. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au promis că îi vor da argint. Și el căuta cum să-l dea pe mâna lor la momentul potrivit. În prima zi a sărbătorii azimelor, când se jertfește mielul de Paște, ucenicii lui l-au întrebat, unde vrei să ne ducem să-ți pregătim să mănânci jertfa de Paște? Masa pascală era servită în seara zilei de 14 Nisan, în prima zi a sărbătorii azimelor, iar prima zi a sărbătorii azimelor începea în mod normal în data de 15 Nisan. Prin sărbătoarea azimelor, aici se face referire la ambele sărbători. El i-a trimis pe doi dintre ucenicii lui în cetate și le-a zis, duceți-vă în cetate și acolo vă va întâlni un om care duce un vas cu apă. Urmați-l și acolo unde va intra el, spuneți stăpânului casei astfel. Învățătorul întreabă, unde este camera mea de oaspeți în care urmează să mănânc paștele împreună cu ucenicii mei? El vă va arăta sus o cameră mare și gata aranjată. Acolo să faceți pregătirile pentru noi. Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit totul așa cum le spusese Isus. Și au pregătit paștele. Când s-a înserat, Isus a venit împreună cu cei 12. În timp ce ședeau la masă și mâncau, Isus a zis, adevărat vă spun că unul dintre voi care mănâncă împreună cu mine, mă va trăda. Ei s-au întristat foarte tare și unul câte unul au început să întrebe, nu cumva sunt eu? Dar el le-a zis, este unul dintre cei 12, cel care pune mâna în vas împreună cu mine, căci fiul omului se duce după cum este scris cu privire la el, dar vai de omul acela prin care este trădat fiul omului. Era mai bine pentru acel om dacă nu s-ar fi născut. În timp ce mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat ucenicilor zicând, luați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit,
l-a dat ucenicilor și au băut toți din el. În greacă este folosit cuvântul euharisteo, de unde derivă cuvântul euharistie, desemnând cina Domnului. Iisus le-a zis: acesta este sângele meu, sângele noului legământ, care este vărsat pentru mulți. Adevărat vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea, când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. După ce au cântat un imn, au ieșit îndreptându-se spre muntele măslinilor. Iisus le-a zis: toți veți avea îndoieli cu privire la mine, pentru că este scris: voi lovi păstorul și oile vor fi risipite. Dar după învierea mea, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru i-a răspuns: chiar dacă toți ar avea îndoieli cu privire la tine, eu nu voi avea. Iisus i-a zis: adevărat îți spun că astăzi, în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Dar Petru a răspuns și mai convins: chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda nici de cum de tine. Și toți au spus la fel. Apoi s-au dus într-un loc numit Ghetsimani și Iisus le-a zis ucenicilor săi: stați jos aici până mă voi ruga. I-a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se tulbure. El le-a zis: sufletul meu este foarte mâhnit până la moarte. Rămâneți aici și vegheați. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și se ruga ca, dacă este posibil, să treacă de la el ceasul acela. El zicea: Aba, Tată, la tine toate lucrurile sunt posibile. Îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Apoi a venit la ucenici, dar i-a găsit dormind. El i-a zis lui Petru: Simone, dormi? N-ai putut veghea nici măcar o oră? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul într-adevăr este dornic, dar trupul este neputincios. S-a îndepărtat și s-a rugat din nou, zicând aceleași cuvinte. A venit iarăși la ucenici și a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. Când a venit a treia oară, le-a zis: încă mai dormiți și vă odihniți? Destul, a sosit ceasul. Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, să mergem. Iată că se apropie cel ce mă trădează. Și imediat, în timp ce el încă vorbea, a venit Iuda, unul dintre cei 12, și împreună cu el o mulțime de oameni cu săbii și ciomege, trimiși de conducătorii preoților, de cărturari și de bătrâni. Trădătorul le dăduse un semn, zicând: cel pe care îl voi săruta, acela este. Să puneți mâna pe el și să-l duceți sub pază. Când a venit, s-a apropiat imediat de Iisus și a zis: Rabbi! Și l-a sărutat îndelung pe obraj. Atunci ei au pus mâna pe Iisus și l-au prins. Unul dintre cei ce stăteau acolo a scos sabia și l-a lovit pe sclavul marelui preot, tăindu-i urechea. Însă Iisus, răspunzând, le-a zis: ați ieșit să mă arestați cu săbii și ciomege ca pe un răsculat. În fiecare zi eram cu voi în templu și dădeam învățătură, dar n-ați pus mâna pe mine. Însă trebuie să se împlinească scripturile. Atunci toți l-au părăsit și au fugit. Un anumit tânăr, care purta peste trupul gol doar o pânză de in, îl urma pe Iisus. Au pus mâna pe el, dar el și-a lăsat pânza de in și a fugit. Pe Iisus l-au dus la marele preot,
iar acolo s-au adunat toți conducătorii preoților, bătrânii și cărturarii. Petru îl urmase de departe până în curtea marelui preot, apoi se așezase împreună cu gărzile și se încălzea la foc. Conducătorii preoților și întregul Sinedriu căutau vreo mărturie împotriva lui Isus ca să-l condamne la moarte, dar n-au găsit, pentru că, deși mulți depuneau mărturii false împotriva lui, mărturiile lor nu se potriveau. Unii s-au ridicat și au depus împotriva lui o mărturie falsă zicând: Noi l-am auzit zicând, eu voi dărâma acest templu făcut de mâna omului și în 3 zile voi construi altul, care nu va fi făcut de mâna omului. Dar nici așa nu se potrivea mărturia lor. Marele preot s-a ridicat în mijlocul lor și l-a întrebat pe Iisus zicând: Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Dar el tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat din nou: Ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Iisus a răspuns: Eu sunt. Și îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind cu norii cerului. Atunci marele preot, sfâșiindu-și hainele, a zis: Ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit blasfemia! Ce părere aveți? Toți l-au condamnat, considerând că merită să fie pedepsit cu moartea. Unii au început să-l scuipe, să-i acopere fața, să-l lovească și să-i zică: Profețește! Iar gărzile l-au luat la palme. În timp ce Petru se afla jos în curte, a venit una dintre slujnicele marelui preot și, când l-a văzut pe Petru încălzindu-se la foc, s-a uitat la el și a zis: Și tu erai cu Iisus din Nazaret. Dar el a negat, zicând: Nu știu, nici nu înțeleg despre ce vorbești. A ieșit în fața porții și atunci a cântat cocoșul. Slujnica l-a văzut și a început din nou să le spună celor ce stăteau acolo: Acesta este unul dintre ei. Dar el a negat din nou. După puțin timp însă, cei ce stăteau acolo i-au zis din nou lui Petru: Cu siguranță și tu ești unul dintre ei, căci ești galilean. Dar el a început să se blesteme și să jure zicând: Nu-l cunosc pe omul acesta despre care vorbiți. Și imediat a cântat cocoșul a doua oară. Atunci Petru și-a adus aminte de cuvintele pe care îi le spusese Iisus: Înainte să cânte cocoșul a doua oară, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și gândindu-se la aceasta, a început să plângă. Acesta a fost pasajul biblic pentru astăzi. Doamne, am greșit de atâtea ori și în atâtea feluri. Te rugăm să ne ierți. Spală-ne de vina păcatului nostru și fă-ne curați. Te rugăm să ne pui o inimă nouă, un duh nou și statornic și să fim ai tăi pentru totdeauna. Îți mulțumim pentru că ne iubești și pentru că ne chemi la tine. Ajută-ne, Doamne, să biruim toate încercările din viața noastră și să fim ai tăi pentru totdeauna. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin. Te felicit pentru că ții pasul în această călătorie spirituală de citire a Cuvântului lui Dumnezeu și îți mulțumesc pentru că susții proiectul Biblia Zilnică. Rugăciunile tale, distribuirea clipurilor și donațiile sunt foarte importante. Prin efortul nostru și cu binecuvântarea Duhului Sfânt, Evanghelia va ajunge până la marginile pământului. Dumnezeu să-ți răsplătească implicarea! Să ai o zi binecuvântată! Pe mâine!